Întrebarea mea este următoarea. În ceea ce privește statul român, oamenii ăștia care sunt la vârf și iau decizii, sunt puși acolo pe competență, au ba? Asta este întrebarea la care trebuie să răspundem. Și știți de ce zic chestia asta? Pentru că nu, acum câteva zile, repede așa, știi, mai e un ministru, Lucian Șova, știți pe ministru Șova de la comunicații? Băi, deci fii atent, uite, mai e ministru care nu are nicio treabă cu comunicațiile, că ele cu transporturile, cu de-astea, încearcă să-l dea jos pe directorul de la poștă, da? Că au zis ăștia, domnule, bă, rezultate slabe, managerul interimar pe numele său, Andrei Stănescu, domnule, foarte proaste rezultatele, etc., etc. Ăsta Andrei Stănescu de la poștă, de la Poșta Română, compania statului, zice, ce vrei, mă, ministrule, să plec? Eu, nu, bă, du-te, ia viteză de aici. Dar fiți atenți, în contextul în care Poșta Română este cea mai arhaică instituție din lumea asta. Poșta Română, prin manageriatul ăsta de-a lungul timpului, mă, este singura instituție de România care umblă cu cash, cu bani. Bă, și nu are POS. Deci tu nu poți plăti cu cardul la Poșta Română. Deci ăștia încalcă legea flagrant. Când am spus chestia asta, cei de la Poșta Română au sărit de fund în sus. Vă, tot, că nu ați întrebat. E, ia ca cu Poșta Română. Dar ce e interesant așa, deci avem miniștri puși politic, nu pe competență, da? Bă, și să trezesc în scaunul de ministru, uite cum e cazul domnului Șova, despre care nimeni, sau aproape nimeni nu știe nimic, despre domnul Șova, să-și umfle mușchii. Bă, eu îl dau afară pe ăla de la poștă, că nu e bun. Și ăla de la poștă zice, ce zici, bă? Cine ești tu, mă? Bă, ești ministrul comunicat, du-te, bă, de aici. Eu nu cred că e o problemă dacă la un moment dat ministrul comunicațiilor se uită la companiile pe care le are în subordine, între care se află și Poșta Română, și doar vrea să-l schimbe pe omul ăsta. Doar că înainte să-l schimbe, cred că ar trebui să prezinte public, aici sper că sunteți de acord cu mine, un raport de activitate pe ultimele 12 luni, 24 de luni, ca să știm și noi, să înțelegem și noi de ce îl dă afară pe omul ăla. Ce îi se reproșează? Că a gestionat prost banii, că a făcut angajări pe pile, că a furat. Să știm și noi la următorul la ce să ne uităm. Pentru că doar ar scoate un om din sistem pentru a ne aduce nouă garda, și asta vorbesc transpartinic la toate partidele, nu mi se pare foarte ok. Dar de altfel, dacă vă uitați la Poșta Română, păi ăsta e exemplu clar de manieră în care statul reușește să gestioneze economia. Mi se pare că este printre cele mai bune exemple, clar. Uitați-vă că pe piața privată există companii, nu o să le dau numele acum, care reușesc să facă profit de milioane de euro anual. Pe piața românească. Pe piața românească. Companii de care? Private? Companii private, da. Dar care nu au plecat așa cum a plecat Poșta Română, cu mii de sedi în România, cu zeci de mii de angajați, cu obligația anumitor instituții ale statului, cum ar fi casa de pensii, Română, de a folosi Poșta Română și așa mai departe. Adică, în mod evident, aici discutăm despre un management prost de 20-25 de ani sau de când vreți dumneavoastră. Ca în cazul tuturor. Foarte corect, dar trebuie foarte să corect afirmația. Un manager prost de mulți ani. Prost. Și chiar dumneavoastră ați remarcat. Ați remarcat că Poșta Română, cu cardul, ai încălcat legea, Poșta Română este o instituție de oricare alta, buticul Țața Florea din Colț trebuie să aibă POS, Poșta Română, bucles. Nu, dar trebuie să vedem asta într-un raport. Dar trebuie făcute niște schimbări de management. Dar trebuie un raport, asta vă spuneam la început. Să știm de ce îl dă pe omul afară. Însă vreau să vă mai spun ceva. Eu nu știu cum a fost ales, dacă cumva directorul general de la Poșta Română E numit pe 109, este foarte greu de schimbat. Păi pe legea prin care se desemnează managementul privat. E o ordonanță. O ordonanță. E, prin ordonanța aia, odată numit un director, este dacă vrei să-l schimbi, ar trebui să-i dai banii înapoi. Să-i dai banii înainte pe tot mandat. Auziți, Poșta Română este și dânsa, în integralitate aici, în arhaismul ei, o văcuță bunicică acolo de mult. Foarte bunicică. Și vă spun, ordonanța de care spune colegul meu de platou prevede foarte clar niște lucruri, și anume, în managementul companiilor de stat, România și-a luat acest angajament, vom aplica niște principii de, să numim așa, privatizare. Deci principii de introducere a managementului privat și profesionist. Ei, vreau să vă spun că la Comisia de Afaceri Europene, la Comisia de Industrie, în momentul în care această ordonanță s-a discutat, au venit colegi parlamentari cu amendamente care au exceptat zeci de companii de stat. Adică ordonanța respectivă
Era o ordonanță care reglementa sau încerca să rezolve tocmai această problemă a companiilor de stat și tot noi am venit ca să schimbăm noi, colegi. Vă dau exemplu din coaliția dumneavoastră de guvernare, care au venit cu zeci de amendamente să excepteze companiile de stat. Atunci ordonanța nu mai are niciun efect, nu mai produce după efectul dorit. După părerea mea, ordonanța și mai ales aplicarea ei nu a dus la efectele așteptate. Deci nu mai poate adică o de ordonanță aia. Selecția n-a fost foarte bună, s-a dovedit. Domnul Răpă, nu mai poate o de ordonanță aia. Deci poporul român ce înțelege din prea frumoasele știri pe care noi le servim? Sunt doar că știri. Se pun miniștri în România pe competență AUBA. Sau trebuie să fie un ministru așezat acolo, care să fie obedient, da? Și care trebuie să care cașcaval, lăptic, miere, unt, ambrozie, că vin mâine, poi mâine alegerile și trebuie niște bani la buzunar. Mereu vin mâine, poi mâine alegerile. Nu va fi nicio perioadă în care să spunem că nu vin alegerile. Deci despre asta vorbim. Sunt făcuțe bune și ochioase care trebuie multe, așa cum trebuie. Ce ar trebui să facă? Poate